Ia uite. Ma. Liber, liber. Dacă zici mai tare să audă și ei, da, e liber. Liber, ia loc. Am auzit? Da. Nu. Tu știi ce s-a întâmplat? Ia zi. Albatrosul a renunțat. Cum a renunțat, măi, vere, albatrosul? Că ai putere, mă, băiat. Uite, așa s-a auzit. Cineva a uneltit. Ei, motiv cred că a existat. By the way, i-au cam furat. Și să vezi ce nu ți-am spus. Ei. Copiii suflet au fost. Poezia au recitat. În orientare au intrat, au fugit, s-au cățărat. Pe toți i-am organizat. Ne-au băgat pe toți în culoacă. Aha! M-am prins, tu ești tot! Superman! Superman! Mamă! Superman? Da. Eu sunt mai tare, ai să-mi pui vreo întrebare? Nu te cred. Arăți cam laș. Uite aici. Marele H. Tu ești H de la spital? Nu! H de la Munte Mar! Sunt surprinse de ghizare și îmi pare cu mult mai mare. Însă nu când îi împripă. Superman? Nu știe frică. Superman luptă fără efect împotriva celor care au păreri și concluzii. Dacă apar reacții și manifestări pe care nu le poate controla, decizia lui va fi transmisă ca una colectivă, definitivă și irevocabilă. Superman, te doare cap! Da, te doare cap. Ei bine, și acum ce? Eu îi retrag, că sunt ai mei. Ce? Alo? Alo? Alo ce? Alo? Alo? Alo, sunt în direct? Ești în direct unde? La emisiune, domnule. Alo? M-auziți? Acum vă numesc, mă numesc Chitrina Grețu. Cum? Chitrina Grețu, domnule. Grețu. 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 Da, Grețu. 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 Da, da. Dar de la ce, domnule, Grețu? Mi se trage de la funcție. Da. Să schimbăm subiectul. Da. Bine, eu am sunat să-l întreb pe Superman dacă are să-mi transmită ceva. Da, dragă, am să-ți transmit ceva. Vreau... Da, Superman, te ascult. Să fii de acum înainte mai hotărât în deciziile pe care le iau eu. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. La revedere. Băi, s-o luăm de la început să vedem ce-i de făcut. Ia. Bă, dar tu de ce te-ai revoltat? De ce m-am revoltat? Că sunt marginalizat. De 8 ani de zile, frate, trag pe poartă și pe spate. Pofta ce-am poftit eu nu e. Voi cu toți mi-ați tras la... Băi! Doamne, mi-i pe forum mă criticați, în concurs mă contestați. Mă mânăresc la punctaj, la traseu, la afișaj. Dacă se mergea pe dreptate, eu eram campion la toate. Zic că nu e adevărat. Băi, tu pe la mână. Nu e. Stai să mă aprind o țigară. Bă, nu fuma, te dau afară! Alo? Alo, sunt în direct? Iar amă! Da, sunt în direct. Spuneți! Mă numesc Biti. Biti? Biti, Biti. Biti, Biti? Biti, 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 am dat telefon să-ți spun părerea despre... emisiune. Așa, domnule, dar în primul rând nu e nici o emisiune și da... Păi asta vreau să spun și eu, că de fapt n-am nicio părere. Deci n-ai nimic de spus. Nicio părere. Pe asta e gătura, ai văzut membru, mă? Ăsta, mă, n-are nicio părere. Ce să mă... Băi, stai. Băi, tu pe mă. Tu pe mănaș. Da, cu tate, băreța. Ce vreau să te rog pe tine? E să te gândești mai bine. Pă, Maxim l-ai întrebat? Maxim? Da. Cine-i Maxim? Că mă uitați. Bă, dar părerea celor care te ajutau în culturale... Mă ajutau în culturale... Te ajutau în culturale... Ce să spun, mare ajutor, când vine să-i omor.
Au talente, au idei și îi strică pe ei mei. Că ai mei au masterate, aia, au hobby-uri, au facultate. Sunt ca niște îngerași, cu ea doar beții fruntași. De-aia și la lăie într-una, ai mei soarele și luna. Îi mai mândri de pe cer, nu mai am ce să le cer. În concursul nu știu ce faceți, e băgat cum ne cunoașteți. Alo? Alo, să te direct? Ești fantastic. Ce l-a sunat ăsta? Da, da, eu sunt Ricky. Ricky? Care Ricky, frate? Ricky Dragnea? Ricky Martin? Cine ești? Nu, nu, cred și eu la chitară, Ricky. A, știu eu. Și am sunat... Iată-și, mă, știu, e Ricky, e Puffy. Am sunat ca să spun că sunt de aceeași părere cu colegul meu care a sunat mai înainte. Nu am nicio părere. Păi tocmai asta. Dar nici eu n-am nicio părere. Tăiați legătura, vă mulțumesc. Ai văzut, mă, membru plin. Extraordinar. Da, ai văzut? Băi, băieți. Așa. Ți-i pierdut rândul la... La cea. Am o ofertă, vezi. Băi, dar albatrosul e o legendă, mă, nu-i bifat ca într-o agendă. Stai un pic, ce vrei să spui de ei, din toți alteții cui? Legendă s-o creadă ei, o gașcă de menestrini. Eu nu vreau să fac indie, vreau să fac ecologie. Eu nu vreau să cânt în dragi, vreau plantare de copaci. Bă, băiete, ia vorbi bine și ascultă-mă pe mine. Bă, dar când pe dracul a fost și când mama l-a răspuns, a, vin o mamă să ne vezi, te vedem toți, te revezi, nu ar fi mai potrivit să te apuci de răsădit? În loc să-l sesezi pe omul cu scurilețul, pat un foc. Sau seara pe sub clar de lună când strângi fata ta de mână, în loc să-i spui dintr-un vers ce-i trezește interes, plimbă-i mâna în păr spunând că scopaci intră pe urând. Sau când ești întrebat apoi cum a fost ieșirea, băi, tu să-i răspui răspigat, nașpa, ne-am cam încurcat. Pă la rândul 72 noi să deam din 2 în 2. La arbitru în hârtie am văzut o mânărie. L-am făcut din tot razatul. 2 cu 2 la el fac 4. Ia, nu se poate așa ceva. Da, ca să nu depun petiție, am să ies din competiție. Hai, bafă, bafă. Băi, unde pleci, mă? Mă duc că am o treabă. Bă, unde pleacă ăsta, bă, frate? Băi, era la mijlocul conversației. Da, da. Am plecat. Ia, unde e? Alo? Alo? Mă aude cineva? Alo? Alo? Spuneți, spuneți, da, sunteți în direct. Cine da, mai sunteți? Cine sunt eu? Da. Sunt Tituș. Bă, nu, am fără păstat, sunt Johannes. Aude ce dinți am, sunt vampir. Eu ce spun ce subțire ca și cavar. Nu sunt tică, sunt jenică, sunt comână. Ce noi bam? Sunt Oli, Gemi, Garcia, Pui, Tu, Hammer. Nu, Hammer e în fața mea. Nu e cel. Ce trebuie vreau să spun? A, știu cine sunt. Sunt sufletul turismului. Băi, nehotărât mai ești, bă, sufletul turismului, bă. Da, și stau aici în spate și plâng. Sunt și te bă, și cam singurel, bă. Sunt supărat și sunt obosit și sunt foarte slăbit, să știi. Dar de ce e slăbit așa? M-am obosit atâtea contestații și atâtea certuri și, cum spune un prieten aici lângă noi, degetele iadului m-au obosit. Sunt foarte obosit, să știi. Dar nu te ajutau prietenia și fair play-ul, mă? Au, ce dracu dai, mă? Au, au, lu, au, po. Ce-ai făcut, mai bătut sufletul turismului? Nu m-am întâlnit cu un om și care era sufletul turismului. A rezolvat. Deci, cum îți spuneam, ca să nu depun petiție, am să ies din competiție. Am înțeles. Bă, nu știu ce să zic, băiete, scoateți grupul prin merit. Du-l la banul, la spital, scoateți și din cultural, scoateți și din cățărare. Dintr-o blotul ăsta mare, ce punctaj, ce partajări. Fă-i pe toți pomicultori, băi. Noi așa ne-am cunoscut, știe tot, da? Știe tot. Am cântat, am mai băut, ne-am certat, ne-am împăcat, ne-am mai și împerecheat. Dar de atunci și până acum, de ne-am întâlnit pe drum, cu respect ne-am salutat.
ne-a strâns mâna, ne-a pupat, amintindu-ne cântare și mai rar decât o plantare. Plantare? Ah, cântare, mai, bă! Când mai bine decât toți! Băi, mă, lași până chilul, lați, băi, bă! Da, a, uite, am să scânt ceva. E de la plantarea mea. Unde n-ai mai versul? Deci, nu, e foarte simplu. Un copac cu flori este tot ce îmi dore. Dar pe asta o știi? Și m-am dus și m-am dus să tai, să plantez un copac. Și m-am dus și m-am dus. Romanțe. Copacul trețe nață în grădina. Băi, băiete, asta-i cântare. Care pomul din picioare, stai jos că am un vers. Da. Tu de ce am mai vorbit? Eu cu pomii sunt fericit. Ce să zic? Nu mai convins. Atunci te declar în vin. By the way.